Gata, ne-am dus să luăm, luăm bagajul care, din păcate, l-am lăsat să ne aștepte la poartă. Au venit în vizită la noi și îi ducem prin orezării. Hello! Și pe nenea, da. Hai, să ne plimbăm. Hai că am ajuns, unde am ajuns? Ne-am întors în orezării cu Andreea și cu Sebi ca să le arătăm și lor ce nu v-am arătat vouă și o să vedeți și voi acum. Acel șarpălău mare care mănâncă oameni. Da, exact. Nu știu. Dar partea mai încolo, v-am spus că începe jungla, jungla. Ne lăsați pe noi fetele prima, chiar. Exact. Dacă se întâmplă ceva, noi scăpăm. Ce e, te n-am. Oi, nici un șarpe. Ce burnic. Povești. Burnic. Ia uite. Sunt șopârle, șopârle sunt o grămadă aici. Și zona asta e chiar numai de junglă. Aici pe jos, dacă le vedeți, ăsta este un canal prin care curge apa. Numai că acum e oprită când inundă orezăriile. Aici în jos era să cad. Era în cădere liberă. Dacă aici e practic junglă. De... O nebunie. Da, de aici, da. Uitați cum arată. Exact. Chestia asta e o nebunie. Asta ne place și nouă, la senzația asta nu poți compara cu nimic. Mai mult? Nu, nu. Și mai mult, suntem desculți, toți. Așa că dacă dăm peste șerpălău, ați încurcat-o. Haideți, mai aveți curaj? Deja gata, s-a auzit ceva? Andreea, mai vrei să mai mergi? Mai aveți curaj deja? N-a dus pe Andrei aici! A rămas în mine! S-a auzit! Te-ai auzit? Da, s-a auzit ceva, dar era ceva mare! Uite, de acolo, anaconda! Serios? Anaconda aici? Mama mea, păi și mai merge? Nu știu, nu poți pe aici, e prima dată când mergem! Mama, dar stai să iau ceva în mână, mă! O fiată ceva! Ne pare rău! Opa! Hai, aveți curaj? Dragoș, Andreea prima. Am auzit că se dă la ea care filmează. Andreea prima. Aici e normal. Că dacă se întâmplă ceva, să scăpăm rapid. Avem timp să fugim. Zici că e ghindă, încă de cocos. Da, asta n-a crescut, a rămas mică. Uite-te și tu. O iau, să venim. Nu sunt mănânc niciun șarpe, posibil să fie. E posibil să fie vreun șarpe care te așteaptă pe tine special. V-am zis că aici suntem chiar în junglă. A, da, uite. Florile care le-am cumpărat din piață. Mă poate așa? Da, da. Dacă e un cocos de aici. Este tot simțit. Nici nu ne-am mai ajuns până aici. Nu-i cărare. Ba, e un fel de cărare, este. Nu au teren.
Ce-i că europeană. Mamă, aici da, cred că da. Ziceați pe unde vine. Uite, pe acolo se poate merge cu scuter, uite-l pe mine. Wow, ia uite aici, e jos. Da, ia uite-l pe ăla, cum a jos pe acolo? Pe partea cealaltă. Ce e de la noi, pare? Ce-i aici e o râpă. De unde e o râpă uriașă. Știți unde suntem de fapt? Vă zic eu. Ne-am teleportat în Jumanji. Se pare că aici vă părăsesc. Eu am plecat, mă teleportez. Ne vedem în altă viață, nu știu, cândva, pe undeva. Gata. Respiră, iubire. Respiră, respiră, Andreea, că e ce trebuie pe aici. Ia o, s-a întors și Dragoș, gata, nu ne-a părăsit. Ce-s astea? Mamă, dar ce sunt? Azi, flori. Dar de ce vorbești încet? E ciudată, e ciudată, e așa, nu știu că e piele de ea. Anaconda. Vreau să vedeți cum e pământul aici. Stai, că e greu pe aici, trebuie să ne uităm ce-i prin iarba asta. Ui, wow. Uite cum arată pământul, zici că ești în deșert aici. Ține. Da, uite ce uscat e. Asta trebuie inundat. Nu știu bine, dormi la noapte. Zi, Andreea, ce-am găsit aici? Păianjul incipiant, oameni. De fapt, despre ăsta vorbeam, nu-l vedeți de acolo, vă dau eu un zoom. Este uriaș. Ia uite-l, ce faci măi acolo? Ți-e frică? M-au deja mai văzut așa de mare, niciodată. Gata, scupile sunt pregătite de plecare. Unde plecăm? Mamă, ce colorat sunteți! Zi unde plecăm, Andreea? Mergem la o cascadă. Cascadă sau cascadă? Canto Lampo. Îi ducem la Canto Lampo și pe ei. Haideți! S-au reunit scupiurile, ia uite! Am ajuns! Am trecut peste multe filtre de poliție. I-am speriat un pic pe Andreea și pe Sebi, dar am ajuns la destinație. Nu, trebuie să vină cineva de aia, de la poliție. Da, bănuim că trebuie să apară, că de obicei că îi scot pe stradă când vine cineva mai important. Bine, până la cascada e... Hai să-i aducem la Canto Lampo. Ne-a mai fost aici, dar acum vreun an. Când a fost ultima dată? Acum un an și ceva. Ultima dată, a treia oară. Da, ultima dată am zis. Hai că ăștia sunt cu prostii de-astea. Da. Deci ăștia au luat-o la razna aici, fiți atenți. Și s-a făcut 20.000 intrarea. 20.000 de persoană. Bine, era 15.000 am făcut. Era 15.000, acum a făcut-o 20.000. Deci ăștia sunt nebun la cap să... Pui de-mi bani. Pe acolo înăuntru, nu știu. Și uite ce intrare pe aici. Jos, este mai jos. Uite banane, mamă, ești mare. Papaya, uite și papaya acolo, da. E o junglă mai organizată. Exact. Bine, da. Mamă, și ăștia, fii atent la dingă, iau pe ea. Da, avem cocoși, ce faci, mă, țantușurile?
acum, cred că ziua, dimineața e lumina aia nebună pe cascadă, nu? Acum, nu? Vedem. Nu știu, vedem cum pică soarele. Da, cam acolo se bagă, numai că de filmat o să fie complicat cu filmatul, că nu mai putem să filmăm. O să fie foarte mult abut. Dar vă arătăm de aici oricum, dați acolo un click, să avem două vloguri de la Cantolambo, așa că aveți ce vedea. Am uitat controlul. Da. Hai că am băgat telefonul Xiaomi la în geantă, în siguranță, și am luat Samsung-ul să-i filmez pe Andreea și pe Sebi. Și pe Dragoș filmând cu iPhone-ul lor. Nu știu dacă vedeți, dar i-au pus lui Dragoș, i-au pus ochelarii, geanta, totul pe el. Da, continuă să mă surprindă cascada asta, nu știu, e fabuloasă. Dați-le un follow, o să iasă o poză super mișto pentru Insta. Sunteți frumoși, dragilor! Nu m-auziți, dar o să m-auziți în video. Behind the scene. Gata, vino steniții noștri. N-a reușit nimeni să-i convingă să plătească pentru poză. Dragoș a fost cel mai bun fotograf. Ai înghețat? E caldă? Da, după ce ai fost acolo, asta e caldă. Nu, dar nu ce aia, nu. Da. Adică ce rege, dar primul impact a fost perfect. Dar o energie super mișto. E wow. Unde te-am adus? În inima naturii. Unde am găsit și niște persoane. Da, ia uite ce au făcut aici. I-au golit copacul, vrejul de passion fruit al urinii. L-au pus pe Steve acum să le facă cafea. L-au obligat, practic. Uite ce fain. Da, vreau să vă spun, dacă cumva nu știați de calitățile ascunse ale lui Steve, înainte el a fost barista. A avut un coffee shop în Australia și acum e foarte... stai să miroasă și subscriberii. Așa, asta e cafea de Kintamani, de Bali. Ia uitați aici. Arată așa premium. E exact ce trebuie. Și e prezentată de Andreea, deci trebuie să o cumpărați, să veniți aici. Da, și ziceam că Steve e foarte pretențios când vine vorba de cafea. Și are o mașină aici care nu e chiar ce trebuie din punctul lui de vedere, dar mie îmi place cafeaua. Ia să vedem. Nu-i place, auzi. Nu-i place. Da, dar nu scoate chiar atât de... Și ne dă un... Dețul de ăsta. Ce-mi place chestia asta când ia să-și face... Asta nu e așa puternică, n-are presiune așa pare și nu e chiar dar... Hai să-i spun în spate. Atunci am uitat ce era acolo de nu curge apa. Și nu mergea, nu mai era un capac de la Vintang și nu mergea apa. Ia, cum ai ce trebuie? Ma che cosa? And you throw the coffee. No. Put Mona. You see? I told you not to drink too much. Coffee. Okay, we try again. Ia uitați și prințesa aici. Ce frumoasă e fetița noastră. You are so you understand already what I said, no? Yes, what? That you are beautiful. Okay, we got. Ia uitați aici. Mamma mia. Hot? Yeah. 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 Yeah.
Then what I open again, already open already. You want banana? Very cool. You want cream? Mwah. Sugar? Perfect. People are happy that we moved back to Bulgaria. Oh, yeah. Not so hot. And Rini also is happy. No sugar, no this. Și acum am adus pe frumoșii noștri în Ubud. Ia, Andreea, tu ne dai verdictul că vii de la Italia. Sper să nu a... Dar nu cred că arde. Mă la arde. Mă așteptăm. Ia, ia, ia. Ia uite la Rini. Arac! Bunit arac? What's name? Țuică. Sebi. 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 Arac. Arac. I don't know. Nu știu ce arac e. E un fel de țuică din... From the coconut. Sau din orez. Palinca, e palinca. Bali alcool. Bali alcool. Cum e? Hinose alcohol, ani alcool. Eu ce trebuie, lasă acolo retrogustul ăla de cafea bună. You're being kind, I know it's not true. I like it. You're being kind, I know. Oh my god. Nu-i so good? One yeah, like for Steve. Oh, oh really? No. Yeah, he's broken. I told you. I tell you he's broken. He stays in Italy and he doesn't se bibea așa ceva cu Steve. Ia uite. Exact. Ce trebuie? Stați că v-am luat o arătură acum. Fiți atenți. Deci am început cu cafea. Deci no. alea sunt doar jumătate. Jumătate le-am aruncat eu. Exact. Passion fruit, după care au luat-o cu espresso, a venit cu brânza, bere și stai că trebuie să vină și cu pateu. Pateu făcut de Steve. Exact. Așa că... Adică, nu mai mănâncă și ei carne. Ce asta, bere? Bere, da, bere. Pus din bintangul lui Steve. Mai mult, ți-a pus ceva. Hai că, ia cervețele și pune. Dragilor, nu m-am putut abține să nu vă arăt și vouă, pentru că, deși poate voi sunteți obișnuiți în Europa cu pateu și cu brânză și cu cașcaval și cu parmezan, dar aici exact ce trebuie. Ia uitați, ăsta e pateu făcut de Steve și vă zicem că e chiar bun, super bun. Și cu ce? Cu vin a zis că l-a făcut, nu? Da. Cu vin roșu. Vin roșu, fica de pui și alte mirodenii. Potențial. This is the boss. The real boss. The cooker, the friend, our friend, a good man and everything else you can just imagine. Just enjoying it, you know? Și bineînțeles că nelipsitele clătite faimoase ale lui Rini cu rețeta secretă, uitați-o pe Andreea. Am ochi în inimă. Ochi în inimă sau în gură. Coffee, da, vrei și cafea peste? Are și cafea. Sunt bune? Nu-i rețetă nouă, dar e forma nouă. Cum poți să te uiți în ochii mei și să fii așa de rece? Gustă, mă glumea cu tine. Nu, dar vezi tu. Că de-aia va pentru toți. Gust un pic, o să-ți placă. It's a secret recipe. Made with love. Ce contrast. Very good. It's a good contrast. It's a good contrast, yeah. Vrei? Try. Mamă mea. Stai că, dragul, și mai pune și niște cafea. Dar numai pe una pune. Pe asta vreau. Băi, deci e genială. Atât ajunge, hop. Mamă, e gata, nu mai pot filma.